Dragi prieteni, bună seara! Am lansat și un sondaj. Bună seara, Doamne ajută! Suntem în fața Parlamentului, vă arăt tot ce a putut să nască guvernarea de astăzi. Sunt câteva steluțe ale drapelului Uniunii Europene lansat, reflectat pe clădirea Parlamentului. Dacă n-ați văzut, probabil la știri încă nu o dat, vă dau eu. Aici, din fața Parlamentului, câte ori am dispus ceva care, pentru care sunt revoltat, vin aici la Parlament, pentru că, de fapt, Parlamentul reprezintă suveranitatea poporului, iar deciziile se iau în numele poporului. Astăzi n-am știut că avem drapelul Uniunii Europene pe clădirea Parlamentului, am dat de ea, asta o maximum și-o putut face guvernarea noastră, aleasă în mod democratic, în ziua de 9 mai. Vreau să vorbim astăzi, acum Sara, despre evenimentele desfășurate în centrul capitalei, în Piața Mare a Adunării Naționale, despre costuri, despre trădare, despre coloana a cincea și despre, de fapt, ce a însemnat, în opinia mea personală și a partidului pe care îl reprezint, evenimentul de astăzi. Cu siguranță am urmărit atent discuțiile de acum seara și de la Jurnal TV și de la TV8. Am urmărit și interviul lui Gordon pentru TV8. E adevărat că cei care reprezintă televiziunile, care reprezintă partidul de guvernare, nu au un interes clar vădit ca să vorbească deschis despre ce s-a întâmplat astăzi, cumva voalat așa ce s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat nimic, că a fost niște oameni amărâți aduși la Chișinău, iar cele de opoziție, așa numite televiziuni de opoziție, TV6, NTV-ul, TV nu știu cât, Prime, Publica și Mublica, toate canaliile astea care au zombat societatea noastră, evident că au alt scop de a lustrui imaginea celor care astăzi au venit în centru și au strigat în gura mare pobeda. Vreau din start să împărțim evenimentele în două categorii diferite. Pe de o parte sunt oamenii amărâți, chinuiți, aduși de prin satele noastre și am să mă refer la aspectul ăsta. Și altă categorie sunt râsurile politicienii, paraziții care de ani de zile speculează pe necunoașterea, pe lipsa de educație, lipsa de studii, lipsa de informație a unei bune părți a societății noastre, chinuite, amărâte, sărășite, adusă la starea de legumă, care dacă îi dai 100 de grame și 200 de lei, e gata să meargă să susțină oricare dezderat. Dacă îi spui că la Chișinău vin ocupanții, o să iasă cu flori și cu busuioc. Neapărat trebuie făcut lucrul ăsta, pentru că o parte dintre cei care nostalgici au ieșit astăzi, că undeva bunelul lui a luptat în al doilea război mondial și el din spusele bunelului probabil cândva au auzit prin și crime au trecut buneii noștri, eu îi înțeleg în mare parte. Dar pe mizerabilii care speculează, milionierii din fruntea coloanei, Dodon, Bătrâncea, Voronin, Baba Zâna, cu casă de milioane, cu averi de milioane, furate de pe seama nenoroșiților, pe ăștia nu-i pot înțelege. Dar și mai grav, nu înțeleg pe ăștia care și-au desenat drapelele Uniunii Europene pe păretele Parlamentului, dar sunt paralizați și impotenți și incompetenți în a stopa și a documenta acest fenomen. Mă întorc înapoi la evenimentul de astăzi. Partea bună că Putin probabil este bolnav, probabil are alte scopuri și a lăsat pentru mai târziu provocările din centrul capitalei. Dar astăzi, cei pe care i-a finanțat ani de zile din Culioc, din Bahamas, din fonduri ascunse și-au demonstrat la Chișinău că Putin nu a greșit cu alegerea. Medvedciuc la Kiev a prăvălit misiunea pentru că banii trimiși de Putin de direcția 5 a FSB-ului au fost furați, au fost spălați și duși în buzunarele
celor care trebuiau să facă, să pregătească toată coloana a 5-a în Ucraina. La noi, la Chișinău, Dodon și-a îndeplinit misiunea cu brio și probabil după prăvălirea campaniei prezidențiale în care am fost implicați cu toată societatea și am luptat nebunește ca să-l dăm jos, după pierderea alegerilor parlamentare, când nimeni nu s-a așteptat că ei vor rămâne în opoziție, astăzi Dodon a avut posibilitatea să-i demonstreze curatorul, nu mai știu care îl cheamă, de la Moscova, că el este necesar conducerii putiniste, că el e omul de nădejde la Chișinău, că el poate mobiliza sute, zeci de mii de oameni, că îi poate cumpăra, că îi poate aduce cu autobuzele, că îi poate minți în continuare, că îi poate înnebuni. Și le-a prezentat astăzi o imagine celor de la Moscova și curatorii s-au dus astăzi fericiți și probabil o parte din cei care urlau azi în gura mare deputații din Parlamentul de la Chișinău s-au dus să bei șampanie la ambasada rusă. Eu nu reprezint serviciile statului care ar trebui să-i documenteze pe indivizii ăștia, dar cu siguranță o parte dintre cei care astăzi au mers în fruntea coloanei, astăzi acusara beau coniac, ori șampanie, ori vin, ori nu mai știu ce consumă ei în beișul ambasadei sau într-o reședință de lux a unui oligarh moldovenesc de aici, de la noi. Asta e partea tristă, partea proastă a monedei, dar cel mai rău lucru pe care nu vor să-l constate cei care astăzi conduc și am văzut astăzi postări despre nimic, este faptul că Dodon a putut să mobilizeze zeci și zeci, ca să nu spun sute de mii de oameni, chiar dacă nu vă place lucrul ăsta, l-a putut mobiliza cu suportul direct sau indirect a guvernării. Încă o dată repet, pentru cei care se tem să vorbească pe nume, cu suportul direct ori indirect al guvernării. Eu alături de colegi săptămâna viitoare vă voi pune la dispoziție acte prin care vă voi demonstra că guvernarea i-a oferit pârghii și proiecte economice lui Șor, legal, oficial, vă pun pe masă documente, bani pe care guvernarea i-a oferit lui Șor, care astăzi au fost puși la dispoziție ca să aducă oameni din satele noastre. Săptămâna viitoare, aveți răbdare, numai să nu uitați să vă conectați și să distribuiți materialele noastre. Dar ce își ține de guvernarea actuală și relația cu Mr. Dodon? Standardele duble pe care le are guvernarea și de fiecare dată frica asta de a nu supăra pe Dodon, de a nu-l atinge cu nimic, ne va crea probleme enorme în viitorul imediat apropiat. Nu credeți că e departe. Probabil după demonstrația de forță pe care a făcut-o astăzi Dodon cu Șor împreună cu Voronin, cu toate clanurile astea de mafioți cu Baba Zână, vor urma și planul B. Planul B, planul C, în care dacă în Kiev nu i-au întâlnit cu flori, astăzi Dodon i-a demonstrat lui Putin că dacă mâine tancurile ruse intră în Chișinău, el poate mobiliza 50-100 de mii de oameni cu bani, cu flori, cu drapele ale Uniunii Sovietice, cu panglică, ale ocupanților, care se întâlnească ca pe eroi. Ca pe eroi, încă o dată răspund. De ce v-am spus că e complicitatea guvernării la actul de trădare a lui Dodon de astăzi? Cum putem să ne explicăm noi, nouă și celor care ne întreabă, fenomenul cu interzicerea panglicii, cu interzicerea simbolurilor războiului pe care eu le-am susținut? Nu credeți că sunt nebun? Am zis că sub aceste simboluri mor oameni nevinovați, copii, oameni împușcați în șafă demonstrativ pentru că ăștia sunt criminali de război, femei violate. Eu am susținut, dar în același timp guvernarea iresponsabilă, în loc, odată cu interzicerea simbolurilor, să transmită semnale și să interzică toată propaganda din Republica Moldova, le-a oferit pe tavă celor de stânga motiv serios de discuții în societatea noastră, pe fundalul scumpirilor, pe fundalul lipsii de penalități pentru Dodon, Șor, Marina Tauber și multe alte greșeli categorice ale guvernării, le-au oferit posibilitatea ca toată societatea să discute despre panglică. Panglica interzisă, la televiziunile neinterzisă. Ați văzut și Sputnik, care astăzi filma drapelele roșii ale Uniunii Sovietici
Sputnik, care este interzis în toată comunitatea europeană, și la noi SIS o zis că l-a interzis, dar el lucrează în continuare în TikTok, în alte rețele o găsit. Sputnikul nu este persecutat, nu este oprit. Așa și cu NTV-ul, TV, nu știu cât, au 8-9 televiziuni cu acoperire națională. Ei au bombardat moldovenii la cap și le-au spus că din cauza lui Maia Sandu și a Panglicii interzisă, noi trăim în sărășie. Și eu convins pe moldoveni. Și astăzi încă o dată s-au demonstrat strategiile greșite ale europenilor, americanilor, ale României, care e alături de noi, care sunt frații noștri și care au investit sute de milioane de euro în grădiniți, în școli, în drumuri, în spitale, în instituții pentru pompieri. Și au făcut rușii, au investit în propagandă, în 10 televiziuni. Și ați văzut, 40-45% din societatea noastră îl venerează pe Putin în continuare. Pentru că ei nu se uită la școlile reparate din banii României, nu se uită la sutele de milioane de euro venite din comunitatea europeană pentru, nu știu, pentru salvarea bugetului, pentru pensiile amărâților care mor de foame, pentru economia noastră care e la pământ. Nu interesează pe moldoveni sutele de milioane. Ei se uită înspre pădure, înapoi, spre taiga, se uită spre acolo unde au fost deportați buneii noștri. Eu nu zic că 9 mai nu trebuie să comemorat. Și buneii mei, de pe linia tatălui, ambii unchi, moșii mei au fost participanți la război. Tata nu l-a prins pentru că era de 16 ani și nu l-a luat la război. Asta a fost unica lui salvare, dar el a trecut prin foamete, a trecut prin alte orori. Pe linia mamei i-a deportat. Eu am cunoscut lucrurile astea din prima sursă. Eu îi comemorez. Eu nu vreau să repet lucrul ăsta. Dar ce s-a făcut astăzi în punct de vedere politic este un dezastru și eu cred că asta este linia de ruptură dintre majoritatea parlamentară actuală care este și cei care vin de stânga. Cei care vin de stânga în 7, 8, 9 luni de guvernare ale oamenilor buni s-au convins că ăștia sunt slabi, ăștia sunt impotenți, ăștia nu-i pot trage la răspundere, ăștia se tem și de umbra lor și au prins ocupantul și porcul cu sârm în bot, Dodon, și cu Voronin care merge și pășește și caută groapa unde să cadă la 2 metri adâncime, în loc să fie trași la răspundere pentru crimele economice, pentru dezastru economic care ne l-au adus, pentru oamenii suferiți care au 15 ani de când conduc statul ăsta, astăzi au defilat cu panglica în chep și au strigat cu zâmbet pe buze, pabieda. Asta e o rușine națională. Eu astăzi încă o dată constat că e o rușine națională, începând cu cei pe care trebuia să-i închidem încă din 2009-2010. Și vă aduc aminte pentru cei care ați uitat foarte repede, că aveți mintea foarte ușor de manipulat. În 2010, marele savant, academician, profesor, diplomat, Vlad Filat, n-a promis că îl dă la dubă pe Voronin. Ce a făcut? L-a venerat, l-a pupat, l-a cuprins până l-a făcut martir și el s-a dus singur la pușcărie în locul lui Voronin. Marea speranță pe care au investit-o moldovenii noștri în aceste alegeri și prezidențiale, și noi am alergat și am spus trebuie să schimbăm, trebuie să-l dăm jos pe Voronin, trebuie să-l dăm jos pe Dodon, și am luat și bătaie pentru asta. Și-a beneficiat un grup de oameni care nu poate aprecia și ei și au în mâini. Nu pot aprecia pentru că lor s-a ridicat urina la cap. Vorba lui Oleg Cernei, mulți dintre ei sunt complici la crimele lui Dodon, mulți dintre ei, și nu mă tem să spun lucrul ăsta, și eu cred că o parte dintre cei care astăzi noi credeam că sunt de ai noștri, acum seara probabil toți sunt în Beșiu undeva și sărbătoresc, comemorează, sărbătoresc la dâșii astea sărbătoare. Dintre cei de la PAS și Oleg Cernei, eu numit pe câțiva dintre cei care sunt cu Zapobiedu, Spasiba Dedu Zapobiedu. Dragi prieteni, dezastru pe care îl trăim astăzi, dacă nu se trezește guvernarea la realitate, în timp, următoarele săptămâni, luni. Dar deja eu mă gândesc că dacă îl arestează mâine pe Dodon, va fi percepută de către societate că l-au luat pe cel mai important lider al opoziției, că îl persecută pe liderul opoziției și nu știu ce. Și îl fac martir. În loc să stăie dracului la pușcărie în primele luni de guvernare a oamenilor buni, când robul lui Dumnezeu trebuia să-l bage în pușcărie și pe Dodon, și pe Voronin, și pe mulți alții, astăzi ăștia sfidează legea. Și pe și complicat și gravă situația, pentru că ăștia care sunt deputații actuali, chiar dacă sunt din opoziție, ei sunt cei care trebuie să
urmărească respectarea legilor. Chiar dacă sunt în opoziție și nu le plac legile, dar ei trebuie să le respecte și să urmărească cum se respecte legile. Și au făcut ei azi, au sfidat demonstrativ legea. Asta înseamnă că oricare dintre noi astăzi se urcă la volan și merge la roșu, oricare dintre noi face ce vrea el și nu ar trebui să poarte răspundere. Pentru că asta e, asta de fapt înseamnă sfidarea legii pe care au votat-o deputații. Ori nu trebuiau să fie votată, trebuiau să aibă un calcul, o analiză că ocupanții și reprezentanții ocupanților n-au să respecte nicio lege, ori nu trebuiau să voteze, ori dacă au votat-o trebuia să o pună să respecte. Ia că așa e. Dar încă o dată revin la ce le spuse de noi. Ori noi, vădată, vă să prindem la curaj. Eu chiar dacă sunt nemulțumit, am văzut că și președinta azi s-a îmbolnăvit ca să nu participe la paradă, ca să nu participe la dezastru pe care l-a provocat actuala opoziție așa numită. Și ați văzut, Dodona astăzi împreună cu Șor au găsit limbă comună. Cei care sunt vinuieu și s-arătau cu degetul unul pe altul, că sunt bandiți, că au furat miliardele, astăzi au defilat împreună și au strigat pobeda. Vedeți cum elementul criminal din societatea noastră nu-și scot ochii unii la alții. Nu-și scot ochii unii la alții. Eu cred că pe final am pornit un sondaj astăzi, nu știu dacă ați răspuns la el. Eu am pornit un sondaj prin care am întrebat dacă Dodon merită să fie arestat. Nu pentru defilare cu panglică, nu știu ce. Ăsta e un element de sfidare, ăsta e deja ține de obrazul guvernării. Dar pentru toate crimele economice, pentru trădare de țară, pentru uzurparea puterii în stat, pentru tot ce a făcut el până acum, trebuie arestat. Și dacă trebuie arestat, nu știu dacă mai este sondajul, timp rămas probabil o expirat. 300 de voturi. Am să văd la urmă și eu sondajul. Sau nu trebuie să arestat. Băieții ăștia, încă din ianuarie i-am preîntâmpinat. Ultima dată am făcut un live de la Parlament de aici, din 11 ianuarie, și v-am preîntâmpinat. Încă nu știam de război, încă nu știam de multe lucruri, dar vă spuneam că se pregătesc de stabilizări. Astăzi, Dodon, Șor, toată coloana a 5-a, Popa Marchel și toți pochii ăștia care țin cu război și promovează insistent război, ura, și îl așteaptă pe Putin la Chișinău, trebuie spus la punct. Oamenii ăștia, astăzi, și-au ieșit din bălămâni. Nu credeți că vor trece fără urmări. Acum, întrebarea mea pentru cei care judec și care gândesc. Cum arată Republica Moldova din Italia, din Franța, din Germania? Cum se uită diaspora noastră? Cum se uită instituțiile europene? Cum se uită UE la noi care ne dă bani cu sacul și noi ieșim în stradă cu drapelul Uniunii Sovietice? Și iese sute de mii de oameni în stradă cu drapelul Uniunii Sovietice. Cum să se comporte mai departe? Nu, un ultim element vreau să întreb internauții. Astăzi la Chișinău a fost înaltul reprezentant, înaltul oaspite, președintele Organizației Națiunilor Unite. Care a fost mesajul nostru ca stat? Care a fost mesajul nostru ca stat? Ca prim-ministru. Noi avem o rezoluție ONU prin care este condamnat Federația Rusă și este rezoluția ONU care spune clar retragerea trupelor militare ruse din teritoriul Republicii Moldova. Avem rezoluția OSCE care spune la fel. Avem decizia și rezoluția de la Istanbul, OSCE, din 99. Astăzi, prim-ministru nostru a vorbit măcar un cuvânt să spună despre rezoluția ONU, să spună că noi avem trupe militare de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova, care țin ostatici o parte din teritoriul suveran al Republicii Moldova. Au arătat cu degetul spre lucrul ăsta? Nu. De ce? Care-i motivul? Asta e întrebări retorice pentru cei care gândesc, care judecă și care vor să analizeze, nu doar cei ce arată la televiziunile noastre. Că la televiziunile noastre, cu siguranță, arată cei ce trebuie să cunoască societatea noastră. Așa cum n-am fost acceptați în televiziunile naționale, la Moldova 1, nici astăzi nu suntem acceptați, nici în altele, nici nu ne plângem. Noi avem o suficientă audiență și avem 3.000 și ceva de oameni, niciunul din liderii politici de la Chișinău și unul din televiziuni nu are un astfel de rating și nu are o astfel de audiență. Noi, oamenii, simt că se întâmplă ceva și oamenii simt trădarea, oamenii simt impotența asta. Deja mulți din deputații care publică diferite mesaje devin penibili. Jenant, eu mă uit și mi-e rușine să analizez și publică deputații noștri, în loc să facă lege, în loc să vadă respectarea legilor, în loc să-i tragă la răspundere pe cei pe care ori sunt complici cu ei, ori ei sunt atât de impotenți că mi-e rușine de dânșii. Eu cred că Nicu Popescu deja poate pleca la Moscova
să-și ia bonus de la Lavrov. Eu cred, dacă asta mai mult în glumă sau mai în serios, eu cred, cu siguranță vă spun, că reabilitarea lui Dodon în fața lui Putin și a curatorilor de la Kremlin a luat o altă întorsătură. Eu, asta e părerea mea subiectivă și eu cred și o să trăim și o să vedem în următoarele câteva săptămâni, câteva luni, în dependență de programa pe care o are Putin, Dodon va fi primit cu alai la Moscova ca să-l măsluiască viitor președinte al Republicii Moldova, ori viitor coordonator pe tot ce înseamnă stânga antinațională și prorusă. El și-a demonstrat încă o dată loialitatea și-a zis că să moară toți moldovenii, el ține cu armata rusă, cu Putin, cu războiul din Ucraina. El, dacă ar putea, Dodon și cu toată cămărila lui, ar pune mâna pe armii să împuște în Ucraina și în ucraineni. Și în moldovenii ar împușca. Acum, vedeți și vă spun eu. Acum, statul nostru, Ministerul de Interne, Serviciul de Securitate, eu mă adresez acum către instituțiile statului. Spuneți-mi, vă rog, eu din sursele mele, din cât cunosc, meeting-ul de astăzi a costat în jur de 2 milioane de euro. Asta în cele mai simple calcule. Câteva sute de microbuză, logistica, fiecare care a venit în mare parte a fost plătit câte 200-300 de lei. Ăștia sunt bani negri. Cine în continuare contabilizează? Cine trage la răspundere pe cei care vin cu sacul de bani și mobilizează oamenii noștri? Pentru că nu vreau să... Bună seara! Apoi, că suntem în direct și noi acum. De unde sunteți? Noi de la Germania. Din Germania? V-a plăcut meeting-ul de astăzi? Nici nu l-am meeting, noi mai așa am poposit. Dar pe internet ați văzut? N-am dormit. Dar ce credeți despre meeting-ul de mii de oameni, de moldoveni care îmblă cu drapelul Uniunii Sovietice? Nu știu, nu pot să vă spun. Dar... Am trăit cu perioada. Ce e trăit cu perioada asta? Cum? Bun. Mulțumesc. Acum mă întorc înapoi la finanțarea enormă pe care o are Dodon. Despre ce Comisia Electorală Centrală ne mai adună pe noi ăștia proști, care nu avem bani și ne scuturi de fiecare dată cu sondaje, cu seminare, cu diferite învățături, cum să facem ca banii să fie cheltuiți transparent, cum să fie ca noi să nu, pentru fiecare abatere, pentru că n-am scris raport și am întârziat cu 2 săptămâni, mi-au pus mie personal 9.000 de lei amendă. Dodon a cheltuit câteva milioane într-o singură zi de euro, bani pe care nimeni nu știe de unde-s, și serviciile statului nimeni n-a controlat. Unii e anta lui Andrei Spându. Ia că acum vreau să întreb, pentru că fiecare om care vine cu microbuzul și a venit de la Șoldănești și presa astăzi o dat, a venit cu microbuzul de la Șoldănești, a venit cu microbuzul din toate raioanele. Anta, ce-a făcut Anta? Ce-a făcut Ministerul de Interne? O documentat fiecare șofer care a venit cu microbuzul plin cu călători. Fiecare șofer a fost plătit câteva mii de lei pentru microbuzul pe care l-a adus cu cetățeni și l-a dus înapoi. Chiar nimeni nu vede lucrul ăsta. Toți oamenii care au fost plătiți. Unii servicii de securitate documentează pe toți deputații care au umblat cu sacul de bani și au plătit astăzi oamenii care au venit. Unde sunt serviciile statului? De ce banii care vin prin Bahamas, cu loc, de ce nimeni nu contabilizează? De ce legea trebuie să fie numai pentru oamenii amărâți, chinuiți, cei care nu-și pot apăra, pentru ce le dă un cap? Așa îi pun amendă, pentru ce 22.000, pentru ce mască la bot, pentru ce injecție în fund, pentru ce... De ce Dodon, Țârdea și toți ăștia care au defilat astăzi n-au fost strânși? Acum seara. Deci acum seara, după ce s-a terminat defilarea lor, meeting-ul lor antinațional, deci nu au fost luați pe sus? Demonstrativ. Demonstrativ pe Dodon, diluat și închis. Tăcere, ia uitați-vă, președinția e inertă, e stânsă lumina. La Parlament au aprins câteva becuri albastre și pot să vă le arăt, că au adus câteva lămpi. Ia uitați-vă, au adus lămpi, ia că asta e tot ce s-a făcut. Au pus câteva lămpi albastre ca să arăte Parlamentul albastru. Și că în partea asta au pus câteva lumini care reflectează stelele Uniunii Europene. Cu așa societate bolnavă, noi nu vedem, fraților, Europa și integrare europeană, nu vedem 1 milion de ani. Acum vreau să vă spun despre guvernare și complicitate în continuare. Iată acum să mă înțelegeți pe mine ce înseamnă Cuciurganul, ce înseamnă uzina metalurgică, unde zeci de camioane, numai astăzi când am venit de la Șoldănești până la Chișinău, zeci de camioane cu metal. Iată
Eu sunt sigur că o parte din banii de la Cuciurgani, de la uzina metalurgică, au venit astăzi pentru organizarea protestelor, mitingurilor. Și banii de la uzina metalurgică vor veni în continuare în destabilizarea situației geopolitice, pentru că noi suntem un element important în construcția pe care și-o dorește Putler cu drapelele Uniunii Sovietice. Fiți atenți, și-o ieșit astăzi, cu drapelele Uniunii Sovietice. Ăștia nu interesează drapelele Moldovei, ăștia nu interesează patriotismul moldovenesc. Pașaportul pe care îl au mulți dintre cei care au defilat astăzi, nu este încă element a patriotismului. Cei ce au reușit să facă balci și n-am reușit noi, cei ce au reușit ucrainenii să facă și n-am înțeles noi. Eu mă tem de un război eventual pe teritoriul nostru, suntem vulnerabili din mai multe considerente. Noi avem atâția trădători, 30-40% de oameni care sunt, nu știu, să nu-i ofensez, pentru că mulți sunt cunoscuți de-a noștri. Dar sunt amărâți și ei care aduși la starea de jos a sărăciei, la situația extremă, de jos, și cu cât mai sărac, cu atât mai ușor de manipulat. Îl iei de urechi, îl duci, îl aduci, îi dai 50 de grame și îi spui că spasiba dedu za pobedu. Pe când ei sunt milionieri, eu cum să le lămuresc la sutele de mii de oameni chinuiți care au venit astăzi aici, că Dodon este miliardar, că Voronin este miliardar și e miliardar pe seama voastră. De ce ei nu au avut grijă de veterani să aibă pensii bune? De ce nu au avut grijă ca veteranii ultimii ani de viață care au 10, 11, câți au mai rămas veterani în toată Moldova, să o ducă bine, să o ducă ca veteranii din Germania, ca veteranii din alte state europene? Acel război 2 mondial a fost un război a unei coaliții largi. Iar astăzi este și ziua Europei, când s-a declarat declarația Schuman. Schuman, nemții, împreună cu francezii, și-au zis, ajunge atâtea războaie, haideți să punem bazele unei construcții europene ca să scoatem războiul de pe continentul european. Și Europa a scăpat de război. Europa a scăpat de război. Numai că războiul a venit pe capul nostru de la cel mai apropiat. Dar pentru un detaliu extrem de important pentru cei care urmăresc și știu că am făcut facultate de istorie. Războiul ăsta se datorează la doi criminali mari. Ribbentrop și Molotov, Hitler și Stalin. Și n-ați spune voi, ei au împărțit Europa. Au împărțit Europa de la nord la sud. Țările Baltice, punctul 3, Basarabia, ruptă din România. Ruptă! Polonia a împărțit în două. Și astăzi am vrut să încep cu pactul Ribbentrop-Molotov, care e demonstrat și publicat în Moscova ca act oficial, semnat, parafat, cu cunoștință de cauza acelor doi mari tirani. Războiul 2 mondial a fost o consecință a împărțirii Europei între două mari puteri de atunci. Polonia astăzi a demonstrat încă o dată act de eroism și de demnitate și de curaj. L-au stropit cu vopsea roșie pe ambasadorul rus care se ducea să depună flori la monumentul nu știu cui. Polonia încă o dată a demonstrat. Polonia nu are ce sărbători. Ce fel de sărbătoare astăzi? Sărbătorim ce? Sute de mii de moldoveni morți, mânați ca vitele în război, sau înapoi în alt război, sau după asta în foame organizată, sau în deportări care ni le-au făcut sovietici. Și sărbătoresc ăștia. Eu înțeleg cei care vorbesc în altă limbă, în limba rusă, care strigă pobeda, spasiba dedu za pobedu. El trăie la Dracula, în Murmansk, la Arhanghelsk, la Novosibirsk, el trăie în taiga. Și când a venit în Moldova, unde sunt fructe, legume, soare, apă, spasiba dedu, e sigur că la dânsii ei au dreptate când spun spasiba dedu și îi înțeleg, dar moldovenii noștri chinuiți, amărâți, născuți din oameni deportați, baba Zâna, născută în Siberia, cum să-i înțelegi pe oamenii ăștia? Dragi prieteni, eu vreau să le mai transmit un semnal încă o dată celor care mă intimidează și care îmi spun să am grijă când mă urc la volan. Eu prin prieteni, deja ei se apropie prin prieteni și tot îmi spun, fii atent că noi am să avem grijă de tine, tu prea tare te-ai băgat peste metal, peste tot celea. Nu mă tem nici de voi, nici de Dodon nu mă tem. Și dacă va fi nevoie, m-am uitat și la interviul lui Gordon azi. Curajul este începutul biruinței, nu suntem curajoși. Și noi însă luptăm aici, cu arma în mână dacă va trebui. Europenii, americani, NATO vor avea grijă de noi. Lumea civilizată, așa cum ne-a dat sute de mii, sute de milioane de euro ca să nu ne prăbușim ca economie, ca neam. Iar toți cei care și astăzi ne vând și ne vând pe bani mari. Și am văzut mulți proști utili cu camera în mână care urlă de Sasha, Gheaghea Sasha, care n-are cine să-l ia de urechi, să-l bagi într-un izolator, măcar pe o lună de zile, să-i limpizească mintea. Toți ăștia, ori mai târziu, ori mai devreme, vor trebui trași la răspundere.
Vreau să închei transmisiunea de astăzi cu două elemente extrem de importante. Unu, concluziile de pe astăzi. Ori guvernarea se trezește la realitate, ori guvernarea asta nu ajunge nici măcar la alegeri locale. Asta e concluzia pentru ziua de astăzi și o spun cu toată siguranța. Doi, vreau să vă mulțumesc pentru cei care v-ați plătit cotizațiile și am uitat să indic în adresa de mai sus. Cotizațiile de membru, susținerea, mulțumim pentru cei care au aderat în ultima perioadă și sunt foarte mulți oameni. Treptat devenim o echipă de alternativă și să știți că prea devreme se bucură Dodon și cu Șor și cu toți, că ei sunt cei care vor pune mâna pe putere. Eu, așa cum sunt supărat pe guvernarea asta și am un milion de supărări, dar dacă va trebui să pun mâna pe furcă, să apăr guvernarea orientare pro-europeană, geopolitic vorbind, românească, o să o fac. Și să nu se uite Dodon că are câțiva oameni amărâți lângă dânsul. Aia n-au să vină să bată cu noi. Dar noi ne vom apăra și guvernul așa cum e el. O să-i schimbăm, să-i tragem de urechi, îi batem noi pe șid la guvern, dar îi batem noi, care i-am votat. Nu ăștia de stânga care ar împușca în noi. Astea sunt concluziile pentru Amusara. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Distribuiți mesajele noastre, pentru că asta face ca pagina să fie mult mai activă și mai interactivă. Chiar dacă suntem raportați și criticați de cei care reprezintă guvernarea acum, o să le treacă supărarea. O să le treacă și o să înțeleagă că ei mai mult nu mai au parteneri pe dreapta. Eu calișit, eu gătuit pe toți și acum, în loc să ne consolidăm, să ne grămădim, să strângem rândurile și să opunem rezistență, noi încă ne batem între noi. Și cel mai important, ultim element pe care am vrut să vă-l atrag atenție acum seara, pentru că suntem foarte mulți, vă pot spune un singur lucru. Dacă guvernarea nu modifică codul electoral, așa cum am propus noi în conferința de presă, și nu adoptă vot electronic, vot prin corespondență, eu am să încep să cred că ei vor să cedeze puterea în mod democratic, prin vot, celor de stânga. Dacă nu dezlegăm mâinile celor 1,5 milioane de moldoveni luciți la minte, cu bani în buzunar, care nu depinde de hrișcă, de macaroane și de nu știu ce, și nu le dezlegăm mâinile să voteze, să fie activi, social, politic, cei care, dar sunt mulți care nici nu mai vor să revină, dar votul lor contează. Avem o mare problemă la următoarele alegeri locale și parlamentare. Asta e mesajul meu și vreau pe această cale să ne mobilizăm cu toții și să punem presiune pe Comisia Electorală și pe majoritatea parlamentară. Scriți-le mesaj lui Galina Sajn, cui vreți, lui Igor Grosu, lui Alaiba, cui vreți, să modifice codul electoral și să dă ei voie, chiar dacă ei știu că o parte din votanței lor, de psihotare, din diaspor, nu o să-i mai voteze, pentru că supărați, și eu înțeleg, să ne ofere nouă posibilitatea să adunăm vot cu vot, om cu om, ca să menținem parcursul ăsta european, să nu cădem pe mâna huntei dodoniste și țârdiste, pentru că ăsta e marele, marele dezastru care urmează după următoarele alegeri. Asta e rugămintea mea și am să bat în punctul ăsta ori a să crepi, ori a să crepi cu tot cu guvernare. Alături de colegii mei am să pornim o campanie prin satele noastre, o să mergem prin, din raion în raion, din sat în sat, să structurăm echipele noastre și din țară în țară. Acum ați văzut cei care au plecat în Germania, Franța, Italia, Statele Unite. Cel mai bun element, ne-au deportat, au făcut tot posibilul prin intermediul partidilor de stânga, Dodon, Voronin în 10 ani, au făcut tot posibil ca oamenii noștri să migreze de acasă. Și s-au dus cine? S-au dus generații de aur, s-au dus oamenii noștri care muncesc, care gândesc, care judec, care au copii, care au casă. Și au rămas bâdla, au rămas bâdla, bâdla au rămas, care pentru 100 de grame îi scos și duși de căpăstru. Și au rămas bandiții. Ia ca și eu am vrut să manifest indignarea. Vă salut, ca pe altfel mă transform în nepolitician și așa nu sunt politician. Doamne ajută, o seară frumoasă. Vă cuprind cu drag de aici, de la Parlament, de la steluțele UE. Cred că rămâne numai cu steluțele UE dacă continuăm cu așa dezastru. Minte, înțelepciune, răbdare, slavă eroilor care au căzut și într-al doilea război și acum luptă pentru noi în Ucraina, pentru băieții noștri care au luptat la Nistru pentru suveranitate și independență. Unirea, unirea face puterea, frații mei. Lăsați propaganda, iar guvernarea trebuie să anuleze în regim de urgență, într-o săptămână, două, să termine toate televiziunile lui Dodon care ne-au nebunit de cap. Mulți ani!